Ziua familiei marcată în toată lumea pe data de 15 mai este aproape o necunoscută pentru cei mai mulți dintre noi. Paradoxal însă, această zi are o semnificație aparte pentru copiii din centrele de plasament, ajunși în grija statului după ce au fost victime ale abuzurilor ori neglijării adulților sau pentru că părinții lor nu li-au mai putut crește din cauza lipsurilor. Copiii sunt atașați de ideea de familie, iar în momentul în care sunt vizitați de cineva de acasă, li se luminează chipul și sufletul. Din acest motiv, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a decis să marcheze ziua familiei prin invitarea unui număr cât mai mare de părinți, frați, surori, bunici sau alte rude apropiate ale copiilor din centrele de plasament și să serbeze o duminică împreună. Ziua familiei, într-adevăr, este o zi specială, cu o încărcătură emoțională deosebită și plină de sensibilitate pentru copiii noștri. Chiar dacă ei nu aparțin unor familii tipice, ei sunt foarte atașați de ideea de familie și sunt extrem de fericiți atunci când îi vizitează cineva. Cu această ocazie, noi am vrut să reunim familiile acestor copii, să-i determinăm pe părinți, pe rude, să se îndrepte către copii, să-i viziteze mai des, să țină o legătură strânsă cu ei. Ne bucurăm că am reușit. Foarte mulți aparținători au răspuns invitației noastre. Din păcate, au fost și unii care nu au răspuns, poate din motive obiective, poate din motive subiective. Din păcate, nu toți părinții au răspuns invitației, dar cei care nu au avut posibilitatea să strângă în brațe familia s-au bucurat de toată atenția asistenților sociali, care le-au pregătit dulciuri, jocuri și surprize, toate menite să le aline dorul de cei dragi. În acest moment, aproximativ 1600 de copii din județul Neamț cresc departe de părinților, ei fiind beneficiarii unor măsuri de protecție specială. Dintre aceștia, 400 sunt în centrele de plasament, 510 sunt în plasament familial la rude, alți 550 sunt în grija asistenților maternali profesioniști și peste 90 locuiesc în centrele familiale ale unor organisme private.